de centru-dreapta a constituit în acest sfârșit de săptămână, va avea o foaie de parcurs foarte precisă în perioada imediat următoare, eventual o organizare pe minute și ore chiar. Așa este. Iată, secretarul general al Partidului Democrat Liberal, al Alianței Creștin-Liberale, este cel care confirmă faptul că avem un program, avem niște pași de urmărit, suntem foarte hotărâți, suntem conștienți de faptul că am luat decizia asta cu oarecare întârziere, dar important este că vrem să recuperăm timpul. E un lucru pe care aș vrea să-l precizez. Tocmai pentru că știm că alianțele, coalițiile, uniunile, ziceți-le cum le vreți, cum vreți dumneavoastră, au eșuat lamentabil în decursul celor 24 de ani. Decizia noastră a fost una fermă, chiar dacă, să zicem, puțin dureroasă în ceea ce privește ambele partide. Noi am luat decizia de fuziune. Deci de a forma un singur partid. Căci despre asta este vorba. Nu mai vorbim de o alianță între două partide care la un moment dat se ceartă și se despart. Nu! Noi fuzionăm. Noi facem un singur partid. Am luat această decizie sâmbătă. De fapt, asta este marea decizie a acestui congres de unificare, constituirea unui singur partid. Evident, primul pas este desemnarea candidatului la președinție și, în mod firesc, câștigarea alegerilor din 2016. Eu nu cred în facțiuni aripioare care sunt zburate din cele două partide, care ar putea avea vreo șansă măcar de supraviețuire, în niciun caz de succes. Și aici vreau să clarific un lucru în ceea ce îl privește pe domnul Tărician. Domnul Tărician, din păcate, o spun cu amărăciunea unui om care îl cunosc și îl respect pe domnul Tăricianu, dar din păcate domnul Tăricianu nu este nimic altceva decât un instrument al PSD-ului în acest moment, care urmărește cu rigurozitate planul lui Ponta de a deveni președintele României. Vedeți dumneavoastră, încă o dată și această declarație confirmă că Tăricianu este în planul lui Ponta și urmărește planul lui Ponta. Numai Ponta se bate cu Traian Băsescu în momentul ăsta, în mintea lui, cu un om care își termină mandatul în două luni de zile. Ponta încearcă să spună că el este mai bun decât Traian Băsescu. Nu se raportează decât la Traian Băsescu și de-aia nu guvernează absolut deloc. De-aia se lansează în data în care a fost suspendat Traian Băsescu, pentru că întregul lui plan de campanie, întreaga lui comunicare legată de campania prezidențială este legată numai de a încerca să spună că se bate cu Traian Băsescu și cum vezi, Doamne, un sistem, el fiind de fapt sistem. Pentru că Victor Ponta este prim-ministru de 2 ani de zile și de 2 ani de zile economia asta se prăbușește. Până să vedem declarația lui...